Autoritățile sanitar-veterinare din județ rămân în alertă maximă în ceea ce privește pesta porcină africană apărută în gospodăria unui cetățean din Agapia. Medicul Sorin Ulea, directorul Direcției Sanitar-Veterinare Neamț, a precizat măsurile care se mențin în focar. În perioada imediat următoare, epuizăm recensământul și numărarea tuturor porcilor din zona incriminată, după care trecem la recoltare de probe de sânge, așa, în contextul pestei porcinei africane, de la toți porcii din zona respectivă, îi lucrăm în laborator și la cel puțin 4-5 de zile de la ultima dezinfecție și cu probele negative lucrate din teritoriu, toate probele negative, să închidem focarul. Ați reușit să aflați dacă cetățeanul, că dumneavoastră aveați dubii, dacă a fost cinstit privind sursa? Nu am avut dubii. Am spus că n-am avut o concluzie desprinsă după ancheta epidemiologică, concluzii care să ne dea o idee bine controlată privind originea de care a dus la apariția focarului de pestă porcină în curtea domnului Mozor. Dar vă spun că Serviciul Sănătate Animală, în speță domnul doctor Leahu Robert, împreună cu subsemnatul, am făcut o adresă către IPJ Neamț să continue verificările. Așa, poate au și un alt mod de a verifica și de a colegii informațiile, așa, legat de focarul de pestă porcină africană din Agapia. Da. Deci, din fericire, a fost localizat acolo. Din fericire, a fost un caz singular până în prezent, azi, 21 a 10-a, când stăm de vorbă. Da. În continuare, noi suntem în teritoriu, asigurăm recensământul, se recoltează probe de sânge, le verificăm la nivel de laborator, iar la cel puțin 45 de zile, deci după 45 zile, închidem statistic focar cu documente și ridicăm măsurile de restricții. Asta în ideea în care în interiorul celor 45 zile nu apar alte date așa, care să ducă la menținerea măsurilor prescriptive. Până în prezent nu avem nimic altceva decât ceea ce noi am adus la cunoștința publicului prin emisiunile care le-am făcut și informațiile date publicității, atât la nivel direct cât și dumneavoastră personal, pentru că reprezintă informații cu caracter public și, și legislația, manualul operațional ne obligă a informa cetățenii cu toate aspectele legate de pesta porcină africană și de evoluția acestui foc. Câți porci ați găsit, ați recenzat până acum? Până acum sunt la Agapia. 762, chiar mă uit din niște situații acum, 762 cape de porcini în comuna Agadia și mă refer strict la zona de protecție, că acolo s-a finalizat numărătoarea, urmând ca în următoarele zile, următoarele 2-3 zile, eu știu, să termine și în zona de protecție. Când spun zona de supraveghere, când spun protecție, mă refer la 3 km și supraveghere 10 km. Reamintim faptul că la mijlocul lunii septembrie a fost confirmat diagnosticul de pestă porcină africană și la 2 porci din gospodăria unui țăran din comuna Butea, județul Iași. Unitățile administrative din Neamț, care fac parte din zona de protecție și de supraveghere a focarului de boală, sunt Doljești, Buruienești, Buhonca, Rotunda, Rediu, Bâra, Boghicea, Tămășeni, Ajudeni, Săbăuani, Traian, Ghereiești și Tețcani. În aceste localități se mențin interzicerea circulației animalelor și rămân închise oboarele unde se comercializau animale. În județ sunt circa 120.000 de capete de suine, circa 82.000 fiind deținute de 7 exploatații comerciale autorizate, iar restul în gospodăriile populației.